Batalionul 1 din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București s-a pregătit la Ochiuri în perioada 14-18 ianuarie. În cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri s-a desfășurat stagiul de pregătire cu personalul militar din detașament aparținând Batalionului 1 din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București. Obiectivul stagiului l-a constituit antrenarea subunităților de jandarmi de a acționa unitar, legal și eficient în raport cu apariția și evoluția amenințărilor la adresa sau ordinii publice, pentru dezvoltarea capacității operative, perfecționarea cooperării între acestea și realizarea efortului generalizat necesar îndeplinirii cu profesionalism și competența a misiunilor și sarcinilor de serviciu. Temele cuprinse în programul de pregătire au fost centrate pe asigurarea și restabilirea ordinii publice și intervenția profesională. Acestea au avut un caracter practic aplicativ și s-au desfășurat în baza de pregătire a centrului și zonelor adiacente, unde s-au executat mai multe exerciții complexe privind acțiunea subunităților de jandarmi pentru rezolvarea unor situații de criză cu ocazia unor manifestări cu public numeros, urmărindu-se optimizarea modului de acțiune pentru asigurarea, respectiv restabilirea ordinii publice conform principiului gradualității folosirii forței.